intrat în misa imediat după Revoluție, prin intermediul unui fost coleg de facultate al fostului meu soț, care aderase la misa imediat după ce misa se înființase. La început primeam cursurile scrise prin poștă, că am fost cursanți prin corespondență, și părea să fie o chestie interesantă, o chestie bună. După aceea am venit cândva în România, într-o iarnă de sărbători, și acest prieten de care ziceam ne-a adus ne facă cunoștință cu Grig. După cursul de yoga ne-am dus să vorbim cu Grig. Era înconjurat de o grămadă de femei în speță. Așa cum obișnuia, Guru Bivolaru i-a oferit și Ceciliei câteva recomandări. Mi-a spus că trebuie să mă vitalizez, că trebuie să-mi explorez feminitatea, să mă deschid, să scap de inhibiții. Mi-a spus că el ar fi putut să facă cu mine o identificare, dar pentru asta ar trebui să mă vitalizez, adică să mă îngraș. Dar pe șina asta cu vino la o identificare cu mine se invitau femei pentru inițieri tantrice, adică sex, pur și simplu. O invitație pe care Cecilia a refuzat-o, o întâmplare care a făcut-o pe femeie să se depărteze de misa. În cursul anilor am aflat tot felul de zvonuri despre lucruri care se întâmplă la misa în spatele scenei, în culise. Și în momentul în care m-am hotărât să mă distanțez de misa, am avut prima dovadă că lucrurile care se zvoneau erau reale. Asta înseamnă că o cursantă de-a mea a fost trimisă prin spatele meu cumva la inițiere tantrică la Bivolar. Și asta a umplut paharul. În culise se petrec niște lucruri care, după părerea mea, au ca efect transformarea acestei femei zeiță din teoria misa în prostituată. Astăzi, Cecilia duce o viață nouă, departe de integrarea în absolut. Locuiește în Germania, dar încă mai ține legătura cu foști și actuali membri misa. Vrea să-și păstreze încă o imagine cât mai clară despre ceea ce se întâmplă în mișcare. Cecilia Tizi.